cei care s-au născut în zodia gemenilor vor avea în prima parte a zilei de 19 noiembrie preocupări curente, firești, gospodărești, fără strălucire, fără tresăriri afective. Banalitate, plictis, îndatoriri obișnuite care se fac pe bază de rutină, obișnuință și constrângere cotidiană. Sunt însă și niște aspecte care pot, la un moment dat, să creeze un cadru mai nou, care n-a mai fost trăit în acest an, pentru că vor intra în joc planetele care se află deja în Săgetător, în casa a șaptea, și anume Mercur și Venus. Și de acolo, cel puțin în această dimineață de 19 noiembrie, pot să apară mesaje contradictorii, atitudini, dacă oamenii se întâlnesc, care nu sugerează o bună companie, niciun comportament frumos, nicio reacție utilă și nicio disponibilitate spre consolidare a unei activități, a unei relații de familie, a unei simpatii, ci, dimpotrivă, cam stârnește discordie. Între 19 noiembrie, după ora 13 și 21 noiembrie, după amiaza, relațiile afective par să fie bune, blânde, plăcute, vesele, cam superficiale, senine, îndreptate spre activități plăcute, trăite alături de o persoană dragă, dar fără prea multe implicări, fără prea multe complicații, fără psihanaliză și cu o oroare reală de tot ceea ce înseamnă tremur sufletesc. Nu vor să sufere, nu vor să fie întrebați, nu vor să dea răspunsuri grele, nu vor să poarte discuții apăsătoare, nu vor să-și aducă aminte de ceva neplăcut și uite așa. Și fac o întreagă desfășurare de forță, o diplomație întreagă este pusă în joc pentru a salva acest răstimp bun și pentru a nu-l compromite și a nu se duce în direcția pe care în acest moment o antipatizează profund și care le-ar strica dispoziția. Este bună, într-o oarecare măsură, această perioadă și pentru cei care desfășoară activități culturale, umaniste, bazate pe imaginație, inspirație, dar și pe destul de mult studiu și elaborare. E mai puțin vorba de creație artistică și interpretativă, este vorba mai mult de cei care se exprimă prin literatură, scris, presă, cei care sunt prezenți în media, cei care desfășoară activități unde în principal nu este inspirația artistică și talentul, ci cunoașterea, valorificarea unor informații, bogăția până la erudiție a unei pregătiri individuale, adică cei care pot să impresioneze și să aibă succes prin educație, cultură, instrucție și bogăție de cunoștințe în domeniul pe care îl slujesc. Între 21 noiembrie, după ora 19 și 23 noiembrie seara, axa celor două case ale sănătății se prezintă destul de asemănătoare cu perioada care s-a încheiat. Cât privește tranzitul lunii prin zodia Scorpionului, nu putem vorbi decât de un accent afectiv sau de un accent astral care face ca psihicul unora să fie mai încărcat de amintiri, de nemulțumiri, de asocieri nefericite, de griji, de preocupări, care nu sunt constante, sunt trecătoare, sunt fulgurante. Câte o oră, două, îi copleșește așa, câte o melancolie sau câte o oră, două, peste zi, nu contează momentul, când sunt abătuți, niște aspecte de viață curentă sau profesională îi fac să se îndoiască de multe lucruri, de calitatea unui om, de utilitatea muncii efectuate, de rostul unor decizii. Și atunci pot să facă un mic inventar personal, dar acestea sunt trăiri, cum spuneam, de scurtă durată și care se compensează apoi cu o redresare într-un alt plan, pe care și-l vor găsi ei imediat, veți vedea când și cum. Între 23
noiembrie, după ora 22 și 25 noiembrie, foarte multă activitate în sectorul relațiilor parteneriale. Aici, în ziua de 22 noiembrie, a intrat soarele. El își începe tranzitul prin semnul săgetătorului, pe care îl va străbate până pe 21 decembrie, seara, spre sfârșit. În felul acesta, timp de o lună, acest sector va fi foarte agitat, va fi susținut, ca să nu zic chiar în prim planul atenției nativilor, prin tot felul de preocupări, activități, inițiative, evenimente care se petrec, fie generate din voința și dorința nativului, fie provocate de factori exteriori. Un om, mai mulți oameni, un grup, un colectiv sau de către o instituție cu care nativul se află într-o relație oarecare, contractuală, să zicem. În felul acesta, din 22 noiembrie, în casa a șaptea relațiilor parteneriale, alături de Venus și Mercur, se va afla Soarele și, în plus, lucrurile nu se încheie, tot aici, în ziua de 24 noiembrie, se va produce și faza de lună nouă în Săgetător, ceea ce poate să aducă un accent, o noutate, o surpriză, o inovație, o reacție mai puțin așteptată din partea cuiva. Casa a șaptea este și sectorul relațiilor între soți și colaboratori și străini și relațiile, cum spuneam, între nativi și reprezentanții unor instituții. Depinde cine intră în joc acum. Atenție, pentru aproximativ o săptămână, 10 zile, contextul va fi bun. El în sine, izolat, privind doar casa a șaptea. Acolo se pot petrece lucruri bune, într-un fel onest, cinstit, sincer, deschis, fără dedesubturi, fără ascunzișuri, fără strategii, fără dorință de păcălire, fără șarlatanii, lucrurile pot să fie profitabile sau pot să fie luate pe cuvânt de onoare. Există și o nuanță de morală care funcționează destul de intens în acest răstimp. Peste vreo 10 zile, însă, lucrurile se complică. Și toate aceste planete din zodia Săgetătorului, care acum acționează corect și profitabil, vor începe să fie bruiate de Marte, care se află în Gemeni și le va face o poziție în flanc tuturor. Se va opune pe toată linia și va crea discuții stupide și va accentua discrepanțele și va introduce aspecte șubrede, cum ar fi capriciu, neseriozitate, inconsecvența, lipsa de informații, tinerețea naivă și lipsită de argumente temeinice, care în felul acesta compromit sau pun într-o lumină neplăcută orice fel de participare și inițiativă. Lucrurile se vor deteriora. Și nu va fi deloc, deloc nici simplu, nici comod de navigat printre toate aceste frecușuri interumane, dar și printr-o serie de premise care până la un punct mergeau foarte bine și brusc încep să-și arate câte o latură șubredă sau care încep să fie contestate în mod absolut nejustificat. Ca și cum cineva își face o ambiție și refuză, fără niciun fel de argument temeinic, așa ca un fel de șicană prelungită la nesfârșit, spune nu, nu vreau, nu pot, nu există, nu se întâmplă, nu se poate, la indiferent ce formulă îi se oferă de partea cealaltă. Spun toate acestea pentru a valorifica potențialul de care am vorbit în următoarele 10 zile, pentru a nu amâna, pentru a nu lăsa așa, la voia întâmplării, niște fapte care, cu un pic de ambiție, de voință și de regrupare în jurul temei, se pot rezolva. Dacă oamenii sunt comozi și indiferenți și îi macină indolența, o să se trezească că aceste probleme devin brusc urgente, dar vor deveni brusc urgente când va fi contextul astral cel mai neplăcut și lor le va fi atunci cel mai greu. Lăsând la o parte faptul că în acea perioadă vor funcționa și numeroase quadraturi de la Neptun și Jupiter. Și atunci situația începe să aibă și o componentă socioprofesională,
cu influențe nefaste asupra imaginii, credibilității sau simpatiei publicului, colegilor față de către un nativ. Atenție! La ceea ce există discrepanță astrală despre care noi am vorbit, se va adăuga și labilitatea de comportament și de gândire a gemenilor. De data aceea îmi pare rău, dar vor fi și ei vinovați de aceste deteriorări ale relațiilor parteneriale. Și dacă până nu de mult, cum spuneam adineauri, lucrurile mergeau bine, la un dat se pot trezi că se supără partenerii, că se despart, că renunță la contract, că unul părăsește grupul, colectivul în care se lucra, iar între soți, de unde aproape erau pe punctul să renunțe, nu știu, la despărțire, la divorț, la separare, o iau de la capăt cu conflictul și totul are doar o bază subiectivă, de ambiție, de egoism, de interes, de neseriozitate și de plăcerea șicanei. Acestea sunt slăbiciunile unui moment astral care trebuie să fie evitate, ținute sub control și inhibate într-o foarte mare măsură. Cei maturi vor reuși, cei tineri însă mi-e teamă că își vor face o plăcere din acest mic mare război între ei și ceilalți.